Bună ziua, doamnelor, bună ziua, domnilor. Mă numesc Benkő. Am venit din Miercurea-Ciuc și am venit să povestesc despre realizarea unui vis. Nu e o treabă mare, este o problemă mică în agricultură, dar poate să devină și mai mare. Despre ce este vorba? În 2006, la Miercurea-Ciuc, am început să construiesc o fabrică de peletizare. Poate știți ce înseamnă peletizare. Această fabrică trebuia să folosească ca materie primă deșeurile silvice, în special rumegușul. La timpul respectiv, rumegușul era peste tot și erau mulți de rumeguși. Ca întreprinzător, îmi dădeam seama că această industrie se va dezvolta foarte repede, ținând cont și de ceea ce s-a întâmplat în alte țări europene, și știam că materia primă necesară va fi o problemă, pentru că necesarul lui este într-o creștere galopantă. Ca un om care îi place natura, nu puteam să accept că toată materia primă necesară pentru această industrie va fi pusă numai în gâtul pădurilor. Simțeam că trebuie să fie o variantă și mai... Simțeam că trebuie să fie o variantă mai justă. Și atunci ce am făcut? Am început să mă documentez în țările din Europa, unde deja a început înaintea noastră, cam suntem în situația asta, că mereu trebuie să învățăm de la alții, dar nu-i rău, să văd cum fac ei, cum asigură materia primă. Și o surpriză foarte plăcută a fost că, de fapt, în nicio țară europeană, industria nu folosește nici 50% din materia primă disponibilă, care provine din deșeuri silvice. Ca atare, nu accepte ideea ca industria să pună o presiune asupra pădurilor în vederea distrugerii pădurilor. Din păcate, la noi sunt câteva probleme de genul acesta. Ce se poate face în asemenea situație? Să găsești o altă soluție, și anume plantele energetice, care asigură diferența de necesarul de materie primă și care a fost create anume acestui scop. Prima plantă energetică de care m-am ocupat eu era iarba energetică. Din păcate, foarte repede am aflat despre iarba energetică că, având un conținut foarte ridicat de siliciu, nu poate fi folosit pentru peletizare. Și atunci, într-o zi, dezamăgit de eșecul pe care am avut deja la prima mea încercare, m-am așezat în fața calculatorului să mai caut informații despre această iarbă energetică. Poate informația primită nu este adevărată, speram. Și aici s-a întâmplat o treabă foarte interesantă. Și ca să înțelegeți, trebuie să fac o paranteză. După nume ați aflat, eu sunt maghiar și căutarea făceam în limba maghiară, mai ales că iarba energetică provine din cercetarea din Ungaria. În ungurește, iarba se spune fü. Două cuvinte, F și U. Două cifre. Litere. Pardon. Salcia se spune füz. Deci diferența este un Z. Când am introdus datele în calculator, vroiam să scriu iarbă energetică, dintr-o greșeală am atins pe claviatură Z și mi-a ieșit salcia energetică. Și deodată s-a umplut ecranul cu niște tufe frumoase pe care nu le știam ce sunt. Am aflat ulterior că acestea sunt salcii energetice. Am început să mă documentez foarte tare în domeniul acesta. Am aflat foarte multe lucruri despre această temă. Aș putea să vorbesc toată seara, dar nu e permis, că mă amenință cu minutele. Dar am început să studiez în continuare acum și toate plantele energetice existente la timpul respectiv. La timpul respectiv erau cunoscute plantele energetice ca plopu, paulonia, miscantusul, salcâmul și, bineînțeles, salcia. Făceam comparație mereu între aceste plante energetice și am ajuns la concluzia că salcia conduce net, de altfel și statistica spune această treabă, pentru că 80% din plantele energetice cultivate sunt ocupate de salcie. Având în vedere avantajele indiscutabile a salciei, respectiv o putere calorică ridicată,
o creștere rapidă, 3-3,5 cm pe zi, o adaptabilitate foarte bună la condiții de climă și sol, dar una foarte, foarte importantă, posibilitatea cultivării ei pe terenurile cu umiditate ridicată, am ales Salcia. De aici, drumul era direct în Suedia, pentru că Suedia este țara de origine a salciei energetice sub forma în care e cunoscută astăzi. În Suedia am aflat foarte multe lucruri despre salcie, că sunt în spatele acestor soiuri o cercetare de circa 50 de ani, făcută de un institut foarte renumit în Suedia, că s-au folosit circa 200 de soiuri la cercetări și, cel mai important, că acele soiuri noi, care astăzi sunt considerate bune, sunt înregistrate la CVPO sau la UPO, ca atare sunt sub control de licență și dacă vrem să aducem în România sau într-o altă localitate, altă țară, trebuie să cumpărăm licența. În felul acesta am ajuns ca la sfârșitul anului 2006 să cumpăr prima licență de salcii, respectiv prima licență de plantă energetică din fostele țări socialiste. Unii chiar râdeau de mine să dai bani pe niște plante. De aici, mai departe, e perfect, acolo este exact unde am vrut eu, am pornit cu salcia să vedem ce este salcia. Salcia este o plantă agricolă, și o plantă agricolă, nu silvică, care se cultivă pe terenurile agricole de oricare, dar cel mai bine se simt pe terenurile cu umiditate ridicată. Aceasta este un lucru foarte, foarte important, pentru că prin această proprietate a salciei, prin cultivarea lor pe terenurile cu umiditate ridicată, punem în valoare terenurile acestea cu umiditate ridicată care stau în paragină altfel, nu creăm cu salcia o concurență pentru plantele agricole alimentare și aducem un venit în plus în agricultură. După evidențele Ministerului Agriculturii, în România avem 500 de mii de hectare de terenuri cu umiditate ridicată care nu sunt folosite din motivele că deocamdată nu s-a găsit întrebuințare. I-am făcut un calcul, urmează și asta, am făcut un calcul că dacă s-ar planta 20 de mii de hectare numai din 500 de mii, nici 5%, biomasa rezultată despre această suprafață și energia înglobată în ea ar fi suficientă pentru încălzirea blocurilor din Brașov și din Cluj. Și asta în fiecare an se repetă de la sine. Ca atare, cam asta este posibilitatea noastră neexploatată, 500.000 de hectare de terenuri, o oportunitate care se găsește, este la îndemâna noastră, trebuie să o găsim și înțelegerea pentru treaba aceasta. Acum, dacă mă ajutați încă cum. Primul lucru care am făcut după ce am cumpărat licența era ca să ne întoarcem iar în Suedia, să ne documentăm foarte bine și să învățăm toate tehnologia despre salcie ca să putem învăța și pe alții. Și mai aveam o problemă. Trebuia să încercăm cum se comportă în condițiile de climă și sol din România. Da, pentru aceasta trebuiau bani. Și trebuiau foarte mulți bani. Și de asta noi nu dispuneam. Și era să fie. În 2008, Ministerul Agriculturii anunță un proiect, modernizarea informației în agricultură. Un proiect excelent, parcă a fost creată pentru noi. Se puteau face simpozioane, se finanțau din acest proiect simpozioane, expoziții, se puteau tipări materiale pentru propagandă și se referea exact pentru introducerea de tehnologii noi și de produse noi. Am făcut repede proiectul, am depus și după un timp nu prea, mă ajutați încă cu o mutare, după un timp nu prea lung am primit răspuns. Respins, scrie pe asta, am vrut să vedem.
Când ne-am interesat la Ministerul Agriculturii, hai să învățăm ce n-am făcut bine dacă s-a respins, am primit procesul verbal de la evaluarea proiectului, prin care doi evaluatori tehnici, deci oameni tehnici, au elogiat ideea și proiectul, au dat număr maxim 100 de puncte. Evaluatorul financiar a scris o firmă nouă, fără istoric, punctaj acordat 0. Dacă acorda un punct, pe medie, reușeam. Dar a dat punct 0. Am fost decepționați, dar speranța moare ultima. Am zis o să vedem, poate mai e o soluție. Și a și fost. Peste vreo săptămână am fost anunțați că nu s-au consumat toți banii, deci proiectul s-a respins, dar au rămas bani, că nu erau proiecte suficiente. Și se ține o a doua sesiune. Am depus repede proiectul pentru a doua sesiune. Evaluarea a fost exactă, similară ca cu prima. Doi evaluatori tehnici, alții decât în primul caz, a dat punctaj maxim. Aceeași evaluator financiar care a fost și în prima, a scris încă o dată. O firmă nouă, fără istoric, punctaj acordat 0. Și aici a murit și speranța. Nu mai aveam șanse, atât bani nu prea vedeam să putem face rost ca să putem face față obligațiilor pe care aveam. Și am abandonat Salcia. Dar s-a mai întâmplat o întâmplare fericită. Anul 2008 a fost un an, puțin mai am, a fost un an în care plantațiile de Salcia au fost excelente. Parcă era să fie, să spună, nu mă lăsați în paragină, nu mă părăsiți, haideți spre mine. Și atunci nu m-am putut să mă abțin și am luat o hotărâre. Salcia se va omologa în România și se va extinde, fără ajutor din exterior, doar prin munca mea și a unui colectiv restrâns. La ce ne-am angajat atunci, sincer să vă spun, nu eram convins că știu bine. Dar a fost o treabă de instinct. Ce a urmat după aceea 3 ani de zile, nu doresc nimănui. Am realizat 153 de plantații test. Lăsați puțin acestea. 153 de plantații test în toată România, cuprinzând toate regiunile cele mai reprezentative. Am urmărit 3 ani de zile aceste plantații, iar după 3 ani am făcut o evaluare a rezultatelor împreună cu specialiștii din Suedia și am realizat o bază de date care va fi încă pentru mulți ani baza dezvoltării sau cultivării salciei în România. Am înființat un punct fix de documentare la Miercurea-Ciuc, în fiecare sfârșit de săptămână, sâmbătă dimineață și până duminică seară, stăteam la dispoziția tuturor oamenilor care vroiau să afle informații despre salcie. Și aveam foarte mulți. Erau zile când 40-50 de oameni ne-a trecut pragul. 2 ani de zile asta a fost fără concediu, non-stop, această activitate și în felul acesta ne-au cunoscut și le-am cunoscut noi peste 3.000 de oameni care ne-au fost solii noștri care au dus ideea mai departe în țară. Am înființat o documentare mobilă. Aveam geanta, laptopul, proiectorul și mergeam unde ne permiteau și unde nu cereau bani. Chiar la nuntă n-am fost, dar înainte de pregătirea alegerilor am participat. Nu spun în ce județ. O doamnă senatoră a spus că în felul ăsta asigură loc de muncă la țară. După ce a intrat, a uitat. Și am ținut peste 100 de prezentări, începând de la evenimente sătești până la conferință din Parlament, din Palatul din București. Mă rog. Am participat la târguri și expoziții, și în țară, și în Republica Moldova, că am uitat să spun că licența este și pentru Republica Moldova, România și Republica Moldova, și am înființat un newsletter care și astăzi, în fiecare zi, în fiecare săptămână, primesc peste 2500 de abonați cu toate informațiile la zi despre salcie. Și am învins. Salcia a devenit cunoscută,
barierele au căzut, media de toate feluri a început să vină spre noi și, slavă Domnului, și astăzi ne caută, chiar ultimul a apărut în săptămâna asta. Deci, visul s-a îndeplinit. Salcia este cunoscută în România și recunoscută de tot mai mulți și asta a fost scopul. Și vă mulțumesc că m-ați ascultat.